Bună ziua, sunt Diana Bordeianu, sunt autorul cărții Dragă Sofia și sunt psihoterapeut. Astăzi am adus-o ca invitat pentru voi pe Mirela Roșu, care este contabil, este contabila mea și m-am gândit cu siguranță că are informații prețioase de împărtășit cu voi, atât pentru a cunoaște experiența unui antreprenor și povestea din spatele businessului pe care el conduce și al profesiei pe care ea o are, dar și să cunoaștem poate câteva repere și câteva sugestii contabile acum spre final de an. Mirela, bună, bine te-am găsit! Bună, Diana, bine ai venit! Abia te așteptam cu documentele fiscale, cu materia primă pentru noi. Îți mulțumesc pentru invitație, mă simt onorată. Te felicit pentru carte, abia aștept să o citesc. Astăzi am primit-o și sunt foarte, foarte încântată. Recunosc că am așteptat-o și sunt la dispoziția ta să împărtășesc cu tine tot ceea ce dorești să știi. Aproape tot ceea ce dorești să știi. Mulțumesc inclusiv pentru felicitări, nu doar pentru carte, dar și pentru că luna aceasta am reușit să fiu punctuală și am adus la timp documentele. Yeah. Dar dincolo de asta aș vrea să-mi spui mai multe despre tine, Mirela Roșu, și profesia ta. Nu prea îmi place să vorbesc despre mine, dar așa, pe scurt, pentru cei care ne vor vedea, am 43 de ani, sunt mamă, am o fetiță de aproape 14 ani, sunt o mare pasionată de dans și de sport în general. Sunt jurist de 20 de ani, sunt și contabil de vreo 6 ani. Practic încerc să ofer tot ce pot mai bun clienților mei, atât din punct de vedere legal, cât și din punct de vedere contabil. Îmi place foarte mult ceea ce fac, îmi plac profesiile mele și nu m-aș vedea făcând altceva vreodată. Am înțeles, mulțumesc. Și de unde a pornit totul? Ar fi o curiozitate. Am mai povestit într-un podcast acum un timp în urmă de unde a început totul. De la filmele polițiste pe care le vizionam în copilăria ta, mă rog, preadolescența mea. Și tot timpul mi-am dorit să fiu un mare reper al dreptății. Nu suportam nedreptățile. Și lucrul ăsta m-a determinat să îmbrățișez prima dintre profesiile mele, aceea de jurist. Menționez că niciodată nu mi-am dorit să fiu avocat sau magistrat, pentru că atmosfera din instanțe nu este una pe placul meu. În schimb, ce mi-a plăcut să fac în această profesie, să creez și să construiesc sănătos business-uri și mai ales cu folos pentru clienții mei. Și nu doar pentru ei, ci și pentru cei care au, de exemplu, un loc de muncă ca urmare a înregistrării unei societăți. Este ceea ce vorbeam, cred că puțin mai devreme, și mi-a plăcut, nu știu dacă ai vrea să împărtășim acest exemplu, în care ce înseamnă când vezi că vine o firmă mai mare și știi, sau firme mai micuțe. Satisfacție, o satisfacție foarte mare o am în munca mea atunci când înregistrez companii mari, companii care au posibilitatea de a crea niște zeci sau chiar sute de locuri de muncă pentru persoane. Pentru că asta pentru mine înseamnă că suntem pe un drum bun, că acel investitor sau acea persoană care este dispusă să muncească foarte mult aduce o valoare. Aduce niște bani în țara noastră sau poate chiar român fiind, dă o mână de ajutor acestei țări și apreciez foarte mult persoanele care doresc să facă astfel de proiecte. La fel de mult apreciez și antreprenorii mai micuți, antreprenorii care decid la un moment dat să se aventureze în această lume și să învețe, pentru că este foarte mult de învățat. Întotdeauna învățăm din tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și avem de învățat de la oricare dintre experții noștri, de la avocați, de la contabili, de la hașeriști, avem de învățat de la clienții noștri, avem de învățat de la autorități, avem de învățat de la furnizori. Fiecare situație ce poate apărea la un moment dat este un motiv bun de a trage o concluzie. Și mi-a plăcut foarte mult ce mi-am luat și din acum când ai povestit și ce mi-împărtășise mai devreme, exact acest lucru, că practic în momentul în care
se înființează o firmă, se creează locuri de muncă și pornim de la plus valoare și cu ce poate să fie util practic un antreprenor când își deschide un business, nu doar... Și un alt lucru pe care aș vrea să-l spun este că îmi încurajez clienții întotdeauna să-și plătească taxele către stat și să le plătească la timp. Ne este de folos nouă tuturor. Imaginați-vă că la un moment dat aveți TVA de recuperat de la stat. Dacă sunt alții care nu plătesc acel TVA, cum ar putea statul să vi-l dea vouă înapoi? Practic ne autosusținem. Iar statul acesta pe care de multe ori îl blamăm din multe puncte de vedere, ca să poată exista și să ne poată face mulțumiți, are nevoie de suportul nostru. Un stat există pentru că noi plătim taxe. Vrem sau nu să acceptăm acest lucru, asta este realitatea. Iar un circuit, practic. Exact. Taxele pe care noi le plătim la ora actuală în România, nu mă refer la taxele pe salariu aici, sunt mai mult decât decente din punctul meu de vedere. Nu este prima oară când aud acest concept și e cu siguranță adevărat și verificat. Aș vrea să te întreb despre Mirela Roșu, femeia din spatele cifrelor. Mi-a luat un timp să mă împrietenesc cu cifrele și, practic, ce m-a determinat să îmbrățișez și cealaltă profesie, aceea de economist sau de contabil, a fost faptul că, de-a lungul timpului, m-am tot întrebat care sunt efectele sau consecințele documentelor pe care eu, în departamentul meu, le cream și de care aveau nevoie cu colegii mei din contabilitate. Am avut curiozitatea de a descoperi balanța unei societăți și ce înseamnă cifrele dintr-o decizie sau dintr-o hotărâre AGA într-o balanță. Cum se transpun ele? Care sunt acolo consecințele? An de zile am lucrat împreună cu colegii mei din contabilitate în multiple proiecte, nu numai majorări, cesiuni, dar am avut și fuziuni și divizări, proiecte mai complexe, unele reușite, altele mai puțin reușite. Se întâmplă și situații mai puțin bune, dar există soluții întotdeauna. Și atunci, revenind la ceea ce spuneam, am vrut foarte tare să înțeleg ce înseamnă această profesie. Și am început să fac înregistrări. Am început să mă întreb cum, când greșesc, dacă nu greșesc, ce e bine, ce nu e bine, cât timp în ea, stau prea mult. Toate monografiile contabile sunt încă în proces de învățare. Am colegi care de 20 de ani fac numai asta. Eu am 6 ani de când fac lucrul acesta și a fost o foarte mare provocare pentru mine. Să lucrez cu cifrele îți trebuie un pic de, adică o altă structură mentală, dar la fel de multă creativitate ca în domeniul în care eu activasem până atunci, în cel legal. Să le vezi, poate, din mai multe unghiuri, să găsești soluția potrivită și poți să văd și atenția la detalii. Întotdeauna trebuie să privești lucrurile la 360 de grade când te ocupi de o societate. Faptul că am această dublă pregătire mă ajută foarte mult. Mi este mult mai simplu să văd detaliile, așa cum spuneai. Și când spuneai de creativitate, la asta mă și gândesc că găsești soluția potrivită și ai un răspuns elaborat, o viziune amplă asupra situației. Te-aș întreba ce recomandări ai spre final de an din punct de vedere contabil. Să vă programați cât mai repede o întâlnire cu contabilul vostru și să discutați cu el particularitățile business-ului. La final, spre final de an, mai avem aproximativ o lună și jumătate, puțin mai mult de jumătate, până se încheie anul. Este bine să aveți întâlniri cu contabilii, cu consultanții voștri și să înțelegeți stadiul în care se află business-ul vostru. Să vă verificați fișa de la ANAF, să verificați situația declarațiilor tot din ANAF. Totul se întâmplă foarte repede pentru că există această semnătură electronică pe care contabilii voștri o au și nu durează foarte mult. Să vă luați un certificat de atestare fiscală,
să verificați la Direcția de Taxe și Impozite Locale dacă aveți mașini, terenuri, clădiri, să vedeți care este situația impozitului acolo, să vă uitați cu atenție în balanță, în conturile dedicate pentru, sau predestinate, ca să spun așa, a fi cu probleme, contul de casă, 473. Sunt câteva chestiuni pe care orice contabil le are în vedere și să trageți o concluzie, să vedeți ce mai puteți salva, cum mai puteți salva, dacă sunteți sau nu pe profit până acum, dacă puteți trece pe profit. Este foarte important să trageți concluzia finală. Și dacă veți face această întâlnire anul viitor, în ianuarie, pe principiu că mai avem termen de depus declarații 25 ianuarie pentru decembrie 2021, e posibil că va fi cam târziu. Important e să avem niște concluzii cât mai timpuriu, ca să știm și ce avem de îmbunătățit și să intrăm în forță în următorul an, cât să remediem. Și din câte știu de la tine, recomanzi o astfel de consultanță mult mai des, nu doar la final de an, tocmai pentru a ști din timp. Noi facem asta, dacă nu lunar, cel puțin trimestrial cu fiecare client al nostru. Este foarte important, e foarte importantă comunicarea. Pentru că fiecare persoană își gândește business-ul într-un fel, are propriul target. Noi vedem doar cifrele, dar avem nevoie să știm și gândurile din spatele cifrelor ca să le putem susține. Este foarte adevărat. Tocmai de aceea te-aș întreba la ce să fim atenți când alegem contabilul, dacă ai o recomandare. Recomandările sunt mai multe. În primul rând să fie membru al Corpului Experților Contabili din România, oricare ar fi el, arondat pe județe, să aibă un număr de ani de experiență în spate, să aibă o asigurare profesională, să fie o persoană deschisă și disponibilă, să știți de unde să-l luați, când să-l luați, să răspundă mesajelor, nu doar mesajelor disperate, și să fie o persoană proactivă, să aibă o procedură de lucru. Tu știi că noi avem o procedură de lucru și asta o avem și o aplicăm pentru toți clienții noștri. Ne ajută să contorizăm corect, să fim în timp și să găsim soluțiile potrivite. Noi facem partea noastră, dar dacă clienții nu se conformează și nu fac partea lor, nu putem avea o colaborare fructuoasă în ambele sensuri. Și apoi internetul este la mare mod acum, toată lumea are pagini de LinkedIn, de Facebook, de Instagram, de TikTok, unii am văzut chiar că au ajuns și pe acolo. Eu nu sunt așa, nu neapărat un mare fan sau un mare adept a tot ceea ce înseamnă internet. Activez în câteva grupuri de profil, de Facebook, de exemplu, în LinkedIn, însă văd pe acolo ce postează unii profesioniști sau unii care nici măcar nu sunt profesioniști, dar din experiența lor împărtășesc celorlalți și nu mi se pare potrivit, nu găsesc potrivit. Nu mi-aș putea permite niciodată să emit o opinie de niciun fel, de exemplu, la vreo postare a unei persoane care are nevoie de, nu știu, ceva din domeniul tău, din psihoterapie. Absolut, sub nicio formă. Trebuie totuși să mergi un trebuie pic și pe... și exact. Procedura. Exact. Sunt forurile profesionale pentru fiecare profesie în parte, unde poți vedea dacă acea persoană chiar are o licență de funcționare valabilă. Feedback-urile de pe internet de multe ori sunt și răutăcioase, pentru că nu poți fi judecat doar după 3 postări sau 2-3 podcasturi. Aici cred că ține și de responsabilitatea clientului, practic, să se documenteze, să facă un research dincolo de imaginea pe care o vede afișată, probabil, și să fie cum ar veni în control și el și să testeze. O mare parte din a fi antreprenor presupune această înțelegere vis-a-vis de acte și de importanța comunicării cu consultantul tău. Dacă nu te preocupă să ai documentele făcute corect, să le ai făcute în timp, să ai o comunicare continuă și constantă cu un consultant, nu te poate salva nimeni. Adică nu contează doar că tu ți-ai făcut norma de vânzări luna asta.
dacă actele tale sunt, nu se știe pe unde. Important este să știi ce se află în spatele acelor vânzări. Mm-hmm. Am înțeles. Aș merge mai departe cu următoarea întrebare și te-aș întreba care a fost cea mai mare încurcătură contabilă. Sau o provocare, un client dificil, nu știu, ceva, o situație. Se întâmpla la începuturile de fapt, la debutul meu în profesie, la niște ani după debut, și este vorba despre o divizare. Și acela a fost, pot spune, momentul decisiv în care, pentru mine, mm-hmm. pentru a afla încă și mai multe despre contabilitate. Eu făcusem partea mea de juridic, documentele mele, așa cum prevede legea. Numai că aveam nevoie de niște cifre în acele documente. Cifre care nu au fost exact ce trebuia să fie. Și atunci am reluat procedura la momentul respectiv. A fost cu mari emoții, a fost cu foarte mare stres și cu foarte mare întristare, așa că nu mi-a reușit din prima. Dar, după vreun an și vreo două luni de activități și acțiuni constante în acea direcție, am reușit să divizăm societatea respectivă. Pentru mine a rămas așa un mare... Încărcătură emoțională. Da, da. Mult da. Stres. Că la asta îmi dau seama că e o meserie care te solicită din punctul acesta de vedere, tocmai că detaliile pe care tu trebuie să le vezi au ca scop, pe de-o parte, și legalitatea, dar și răspunderea actelor, răspundere contabilă, adică e o răspundere destul de mare. Și se potrivește cu următoarea întrebare. Care sunt ritualurile care ție îți mențin fluxul de energie? Ești mereu foarte energică, zâmbitoare și pozitivă. Cum reușești asta? Mă bucur că așa mă vezi. Uite, mie nu-mi place să mă întristez și în momentele în care mă surprind tristă sau cineva mă întreabă ce ți s-a întâmplat, pentru mine este un punct în care înțeleg că trebuie să fac ceva, să ies din stare. De multe ori când mă enervez sau când sunt tristă, eu râd. nu arăt lucrul ăsta. Și este un alt fel de descărcare. Dar ca să răspund foarte concret întrebării tale, care e ritualul meu? Fac sport, alerg, mă trezesc de vreme dimineața și am un program pe care îl urmez cu regularitate și asta îmi dă un plus de energie. Deja îmi dă un start foarte bun dimineața. Și astăzi am alergat. Era așa de plăcut, ploua, frunze. Și m-a alergat. Nu te-ai abătut de la ritualul tău, de care știu că nu îi împărtești nici povestești. Deci e foarte... Pe mine mă încarcă foarte tare. Apoi dansez. Uneori îmi ține companie Medea, fiica mea. Alte ori dansez cu partenerii mei de la tango, cu elevii mei, mai puțin în ultimul an, căci a fost această situație pandemică și am fost obligat să păstrăm distanța. Ascult muzică, citesc, gătesc, îmi place foarte mult să gătesc. Nu știu, poți să găsești energie în orice. În orice îți face plăcere. Nu pot să spun că lucrez așa robotic, uite, îmi propun lucrul ăsta, dar sunt niște repere ale mele pe parcursul unei zile la care apelez și dau așa energie. Plus că, știi, îmi plac mult faptele bune și oamenii faini și le caut compania și asta te încarcă, știi? Și nu pot să spun că am în jurul meu persoane care să mă indispună. Pentru că le ocolesc, le cer scuze, dar prefer să păstrez distanța. E partea sănătoasă până la urmă, care ne oferă energie și e important să ne conjurăm de oameni pozitivi ca să ne menținem fluxul. Ceva în care crezi? În Dumnezeu și în faptele bune. Wow. Profund. Ce planuri ai? Profesionale, personale. Am lăsat-o general. Profesional sau nu știu profesional, ce vrei, spre ce merge gândul tău astăzi? Uite, sunt în proces de dezvoltare a companiei
și nu dezavuiesc mai mult. Sper să se și întâmple aceste lucruri. Sunt în diverse discuții acum. Aștept cu nerăbdare momentul în care să nu mai fim bântuiți de această pandemie ca să pot relua organizările de festivaluri de tango, să vină maestra noastră din Argentina aici și să ne bucurăm de dans și de lecții. Să particip la un maraton în mod oficial, în mod neoficial am făcut două maratoane până acum și mai multe semi-maratoane, dar vreau să mă înscriu la un maraton oficial și am văzut că s-au reluat și aici activitățile sportive. Prea multe planuri așa nu îmi fac, însă mi le fac foarte detaliat și foarte targetat așa. În fiecare an, dar de fapt în fiecare an. Eu prin luna septembrie îmi fac lucrurile astea. Știu, funcționez un pic pe calendarul evreiesc. Sau pe cum se face, cred că și eu fac chestia asta, doar că lucrând în învățământ foarte mulți ani, vreo 12 la număr, dacă nu mă înșel, am rămas setată că în anul timpul toamna, știi, la început faci planificarea, faci obiectivele pentru tot anul și undeva, de fapt, la mine anul începe în septembrie. Așa și la cam mine. Așa. Așa și la mine. Ok, și oricum felicitări pentru perseverență, pot să văd perseverența și faptul că vrei să te dezvolți, ai planuri atât personal de a-ți depăși limite personale, când spui de maraton, mi se pare o testare de limite personală. Te provoc! Da. Am avut un gând, să știi, la un moment dat. Încă mă gândesc. Hai, Diana, că primii 40 de kilometri sunt mai grei. Următorii 2 și jumătate. Cum ne-o fi norocul, știi? Ok, deci o să mă gândesc foarte mult la ceea ce mi-ai spus și spre final te întreb unde te putem găsi. În curând pe site-ul auget.ro și pe Facebook pentru cei care mă cunosc personal. Sunt în destul de multe grupuri și destul de activă pe acolo. Și cine are nevoie de mine, cu siguranță mă va găsi. Nu sunt adepta unei promovări a activităților mele așa agresive în mediul online. Prefer variantele tradiționale, recomandarea. Majoritatea clienților mei așa au ajuns la mine și sunt foarte mulțumită. Ok, oricum o să atașez acestui videoclip și link către site-ul tău și alte date pe care tu le vrei de contact, prin care oamenii ar putea să rămână în contact. Și eu îți mulțumesc foarte mult că ai fost astăzi alături de noi. Mulțumesc că și voi ați urmărit acest clip și sper că ați găsit informații relevante și că ceva a adus sens pentru voi. De asemenea, dacă ți-a plăcut acest video, dă-i like, poți să-i dai share, să-l împărtășești și cu prietenii, să afle cât mai multe persoane informații relevante și de asemenea abonează-te la canalul de YouTube, dă subscribe pentru a avea mai multe resurse educative, psihoeducative, antreprenoriale, pentru că aduc invitați nu doar din domeniul meu psihologic, dar și din alte domenii pentru a împărtăși experiențe alături de voi. Diana Bordeianu, Mirela Roșu. Mulțumesc, Diana. Cu drag. A fost o plăcere, ca întotdeauna, să conversez cu și tine. Pentru și pentru mine am de la Mirela aici o cafeluță cu bomboni, că mi-a plăcut foarte mult. Handmade. Și bio. Toate cele bune. Numai bine. Curând.